Până de 10 n-a fost președinte de Europa. Vă spuneam despre Filip Căciumanu. Îl apreciam foarte mult și mă invităm la Rocuș. O recitare mai amplă. Cântă parcă muzica folk odinioară, omul cu chitara. Ce spuneți? Reșița mea, viața e ca într-un film, căci fără finanțe plătim chitanțe sau bem pe chitanțe până la decontul final, ca apoi cu nostalgie să vă spun bună dimineața și am pentru voi o romanță de cântat în permisie. Și să vă mai mărturisesc ceva. După părerea mea, România e poarta spre rai. Nu știu cum să-l prezint, Lugoșanul, dar, sigur, Reșițeanul, Lugoșul e al lui, Reșița e a noastră și împreună lucrare frumoasă avut aici cu nimeni altul decât Cristian Buică! Fratele Lugoșan! Bună frumos! Bună seara, doamne, domnițe și domni! Deci când băgăm capul nu se aude microfonul. Mă bucur pentru faptul că ați ales să vă petreceți această seară împreună cu noi. Doi dintre menesterii veacului grăbit, sau cum se zice, veacului zbuciumat. Și în această cauză vă rog să-mi permiteți să mă înclin în fața dumneavoastră. Puteți să mergeți o rugă la primăria. Una peste alta, știți cu toții, da? Eu, da, Reșița, suntem chitară, avem chitară, avem de toate. Avem bitrăti, avem bitrăti. Așadar, trecem la fapte, lăsăm vorbele. Reșița mea.
dar să mă îndrăia, fiindcă ea e rășița mea. Poftiți, poftiți! Toată viața mea ea, și mă ține așa, dar să mă îndrăia, fiindcă ea e rășița mea. La Lugoș Lobojan, care este un cântec excepțional. Pă, unu, Reșița mea, am spus de multe ori, probabil că știți deja, nu mai plictisesc, că a trăit un mare poet pe numele lui Ion Pichere, împreună cu care am scris multe cântece, vreo două, trei. Vi le ofer cu drag și dumneavoastră în această seară. Mi-ai întors cerul pe dos ca pe un mănușă. Șoimul lăuntru clonțului flămând unghie-ntoarță. În carnea mea iar din curța mâna mâne curgând prin lava grea de fier pe mine vii. Oh,